Asta e operă de artă. Ia uitați. Uitați cum arată pâinea lui Gabriel. De-abia treziți. De-abia treziți acum la cafea. Cu cafeluță, cu fețele astea de pernă. Am fugit repede. Asta este cu pâinea cu maia, da? Că maiaua am lăsat-o prea mult la crescut toată noaptea și s-a lipit de... A crescut și s-a lipit de capac. N-am mai putut să... Crescuse așa, era... Ridicase capacul în sus vreo 3-4 cm. N-am avut ce face, a trebuit să... Și-am băgat-o la cuptor, l-a făcut. I-am scos capacul după ceva timp în acest fel și acum tocmai ne tăiam pâinea cu maia caldă. Dar e nu n-are capac, ca să zic așa. Dar e bună, de bună. Dar na. E foarte gustoasă, că am încercat-o și eu și mi-e place și cum arată. Da, este o pâine undeva diferită. Ia uitați. Dar încă e foarte caldă, nu prea poți să o tai. E foarte caldă. Să rupem. Ai un mesaj de la profesorul Desert. Da, trebuie să-l ducem, trebuie să-i ducem pentru că este finala campionatului de surf de copii din Bahia și nu este, este una dintre finale. Că finala aici are mai multe etape și este una dintre finale și ei pleacă, nu știu unde, la niște plajă de pe nordul Braziliei și noi îi ducem la aeroport pentru că Aris este cel mai bun prieten al Mariei, se antrenează împreună. Așa că noi suntem suporteri și familie. Mergem să ducem la aeroport. Acum ajungem la aeroport să o lăsăm pe Maria și pe Carioca să plece la campionat, la finala campionatului. Pune mâinile pe volan! Am ajuns acum la aeroport. Tudum! Ce-ai făcut, mă, băiete, mă? Ți-ai uitat masca, a? Da. Ce mască chichi. Mai iau puțin și se îmbarcă. Îi ținem pumnii strânși. Ia uitați bagaj. Mă arată un bagaj de surfă. De fiecare dată când ajung în aeroport mă iau emoțiile. Ia uitați pe copii, nu știu dacă se văd. Și ei sunt foarte, foarte emoționați. Maria va lipsi vreo 9 zile. Și o așteptăm cu drag să se întoarcă acasă. Suntem la aeroport cu toată lumea. Ei, Maria? Ce am să aeroport? Aici am văzut, vamos embarcar. Vamos para Salvador. E de Salvador, vamos para Bahia com Rosa. Să aibă noroc, asta mică. Boa sorte! Boa sorte! Tchau! Droga, vai treinar, viu? Vai treinar, velho! Boa sorte! Tchau, rapaz! Pleca la campeonato! Vai, tem uma área! Boa sorte! Treina! Boa sorte! Tu te antrenezi, eu disse que te antrenezi! Și dacă tot am ajuns în Ilieus, ce facem? Ne-am oprit un pic pentru că are să mai exerseze. Stăm și cu Mani, vom merge să mâncăm o înghețată.
No, un açaí. Açaí. Vreme superbă. Adică vreo 20 de lei, tot am mai două, un kil de înghețat. Deci ei și-au pus puțin, mă, micuții, mă, și-au pus puțin, mă, micuții, ia uite-o pe la mine. Asta, deci asta mică și-a pus puțin. Vine și ăsta și-a pus puțin. Ia uite-ne pe noi, adulții. Adulții? De comia. Adulții și-au pus dublu cât copii. Cât face dulce. Da. Ia uite-l pe surfistul, skatistul meu. Cum să nu? Nu ne arăți și nouă? Cum să nu? Ia, nu aici. A, nu aici? Nu, în calculie. Doamne, cum ești tu, doamne, doamne. Pe care să arăt? Nu știu ce să arăt. Pe cum zic pe care să o arăți? Pe care, care mai frumoasă. Aceasta, asta zici că am mușcat tot cineva. Aceasta este musacaua la viniei de ieri. Foarte gustoasă, zic eu. Da, este. Alta musaca. Deci are un strat de cartof, un strat de stratul de carne tocată, stratul de vinete și strat de beșamel, nu? Încă un strat de cartof și beșamel. Aha. Deci două straturi de cartofi, un strat de vinete și un strat de carne. Da. Foarte. Foarte bun. Da, chiar ai zis. Demență. 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 Lavinia, bucătărie, lovește din nou. Ce faci, mă, pintică? Ce pe față? A, este ruj. Hă? E ruj. Păi ce caută pe nas? E, sunt un lup. E un lup, măi, Gabriel. A, bine. E lup. Bine. Poftă bună. Poftă mare. That I will be